Puneți-vă centurile! Mai bine rămâneam acasă astăzi. Ce frică? Tot ce trebuie să știi, da, tot ce trebuie să știi, cu mine te voi lua, hai vino, nu te speria. Încă n-am ajuns, aventura ne așteaptă, limite n-avem. Și te uiți uimit, fiindcă în viața ta asta n-ai mai întâlnit. Te așteptăm pe tine, hai cu mine. Marea e albastră, o vezi în fine. Vezi un curcubeu, să nu-l observi e greu. Să zburăm spre zare, să zburăm spre zare. Aventura ne așteaptă, limite să nu avem. Și te uiți uimit, fiindcă în viața ta asta n-ai mai întâlnit. Te așteptăm pe tine, hai cu mine, cu mine te voi lua, hai vino. Autobuzul magic, urcușuri și coborâșuri. Dimineața și bun venit la ediția de weekend a emisiunii Față în Față. Este singura emisiune care pune întrebarea: ce se petrece aici? Sunt gazda dumneavoastră, Jerry Poveri. O știre de ultimă oră, monstrul din lacul Walker a ieșit iar la suprafață. Oh, mama, hai repede, s-a întors monstrul. Oh, trebuie să-l văd. Iată o fotografie cu monstrul care a reapărut azi dimineață. Oh, ireal! Perfect adevărat, Wanda! Jerry Poveri ar face orice pentru o știre, chiar și să inventeze totul. Dar dacă monstrul există cu adevărat? Dacă eu, Wanda Lee, voi fi prima persoană care ia legătura cu monstrul... Oh, oh nu! Toți au ajuns înaintea mea. Cum se face că monstrul n-a ieșit încă? Poate a ieșit că era foame. Poate, Phoebe, dar dacă eu aș fi monstru, n-aș ieși la suprafață pentru o biată banană. Da, dar dacă e foame, trebuie să-l hrănim. Dacă nu vine el după banana, trimit banana la el. Oh, nu! Banana plutește! Nu-i nimic! Îmi place mai mult banana split. Carlos! Dacă nu-l pot face pe monstru să vină aici, trimit camera la el. Hei, camera mea plutește! Cine ar fi crezut? Dacă vrem să vedem monstrul, ar fi bine să transformăm obiectele plutitoare în scufundătoare. Mai bine să folosim aluatul mamei în locul bananei. Se scufundă ca o piatră. L-ați văzut? L-ați atins? Unde ai fost? Am crezut că vei fi prima aici. Da, dar am să fiu prima care coboară la el. Mă duc pe fundul lacului după monstru. Știu și eu, Wanda. Ce vă zice doamna Frizzle? E weekend, Phoebe. Nu e școală, nu e doamna Frizzle. Uite, uite, vine spre noi! Monstrul! Bună dimineața, copii! Doamna Frizzle! Ce plăcut e în notul de dimineață! Și dumneavoastră căutați monstrul! Păi dacă nu cauți, nu vei vedea niciodată. Și ce nu vezi, nu poți găsi. Pare a fi gata de scufundare. Ai ceva să ne spui? Jerry Poveri a prezentat o fotografie cu monstrul. Cred că e adevărat. Fotografiile pot fi trucate. Ca să dovedești că e real, ai nevoie de dovezi și n-avem nimic. Și spune-mi, ce faci când nu există dovezi? Mergi acasă? Nu, le cauți. Mă duc singură după monstru. Atenție! Alarmă! Alarmă! Nu intrați în apă! Repet, nu intrați în apă! Hei, e Jerry Poveri! Alte noutăți despre monstrul din lacul Walker în următoarea emisiune Față în Față. Ați auzit ce am spus? Nu intrați în apă! Întoarceți-vă acasă! Ia stai puțin, nu e lacul ei. Putem căuta monstrul dacă vrem. Nu-i așa, doamnă Frizzle? Ba mai mult, ne putem asuma riscuri, face greșeli și uda. Hei, mi se pare mie sau asta sună excursie? Propun o expediție subacvatică să aflăm adevărul și numai adevărul despre acest monstru. Minunată idee, Wanda!
Haide, Lizzie! Excelent! Frumos! O excursie subacvatică! Gata de scufundare, doamnă Frizzle! Gata, dar incapabil, Wanda! Of, scufundătorul e ruginit! Cineva a uitat să spele punta și să șteargă maneta ultima dată! Fără ea nu ne putem scufunda, cel puțin nu automat. Dar trebuie să coborâm, e șansa noastră de a face istorie. De a deveni istorie. Ah, cum spunea unchiul Wilbur, poți duce autobuzul la apă, dar nu-l poți scufunda. Ba putem, doamnă Frizzle. Sigur există o cale. Să vedem, banana plutește și piatra se scufundă. Sunt la fel de mari. Dar banana e ușoară, iar piatra e grea. Dacă un obiect e greu, el se scufundă. Ce face banana legată de piatră? Excelent, Phoebe! Greutatea pietrei a scufundat banana. Hei, monstrule, ora mesei! Asta e! Monstrul? Unde? Cum arată? Monstrul, greutatea. Așa o să ajungem pe fundul lacului. Câte mai trebuie să umplem? Cât să scufundăm autobuzul? Hei, Wanda! Încă puțin și avem destulă greutate. Cred că ajunge. Păzea, veni! Repede! Îmbarcarea în ultimul autobuz ce se scufundă! Jos, jos! Se scufundă, se scufundă, scufundat! Am cam miroase a pește excursia asta! Carlos! Aveai dreptate, Phoebe. O greutate suplimentară te scufundă imediat. Crezi că monștrilor din apă le plac untul de arahide și jeleul? Nu știu. Dacă tu îl hrănești, eu îl filmez. O să ne scufundăm atât de adânc? Când vom ajunge atât de adânc, scufundarea se va termina, Arnold. Se pare că am concurenți. Dar nu pentru mult timp. Ce e asta? Pierdem greutățile. Oh, nu! Ne ridicăm la suprafață. Așa e, Phoebe. Simți cum ne împinge apa în sus? Sus? Sus! Nu e așa că e minunat să plutești? Să te scufunzi e minunat. Nu vreau să plutesc. Nimeni nu-mi strică mie reportajul. Mai ales o gașcă de copii. Sentiment de ușurare. Apa împinge, nu glumă. Dă apa la o parte și ea va reveni la loc. Forța de împingere a apei ne face să plutim. Trebuie să găsim monstrul, doamnă Frizzle. Trebuie să ne scufundăm. Unchiul meu, Vern, spunea odată: există multe moduri de a scufunda un flotor. Willis? Ce ne facem? Poate dacă pun destule pietre aici și sigilez totul, camera se va scufunda. Zâmbește, monstrule! Am reușit! Cum să mai hrănesc monstrul? Trimite-i sandwich-ul prin SSR. SSR? Serviciul de scufundare rapidă. Aruncă-l, uite acolo. Hei, pâine
pâinea nu se scufundă, ci plutește. Ia uite, Phoebe, pâinea ta. Nu voi mai putea să hrănesc monstrul, bietul de el. Mă rog. Hei, Phoebe, nu te uita, dar pâinea cea mică s-a scufundat. Nu pricep. Dacă au aceeași greutate, de ce felia de pâine plutește, iar cealaltă se scufundă? A spus cineva se scufundă? Ia uite, Wanda, reluare instantanee. Uite, vezi? Rotocolul de pâine se scufundă. Care e diferența dintre o felie de pâine și un rotocol de pâine? Bine, mă dau bătut. Care e diferența dintre o felie de pâine și un rotocol? Nu e glumă, Ralphie. După părerea mea, singura diferență e că rotocolul e mai mic decât felia. Excelent, Kisha. Au aceeași greutate, dar cea mare plutește, cea mică se scufundă. Asta înseamnă că poți lua ceva ce plutește și îl faci mai mic ca să se scufunde? Așa te vreau, Wanda. Chiar și un dop de plută se poate scufunda. Înțeleg. Dacă facem autobuzul mai mic, se va scufunda, nu? Un raționament scufundător. Copii, hai să ne micșorăm. Gata! Să transformăm flotorul ăsta în scufundător. Va fi cam înghesuială, dar nu vă faceți griji, doar suntem prieteni. Liz, activează butoanele. Dar tot nu pricep. Avem aceeași greutate, dar fiind mai mici, ne scufundăm? Cu cât ne micșorăm mai mult, cu atât mai puțină apă stă în calea noastră. Acum am priceput. Cu cât dăm mai multă apă la o parte, cu atât mai puțin ne duce apa în sus. Da, coborâm! Și ne scufundăm, și ne scufundăm până în adâncul oceanului. Copiii ăștia nu se dau bătuți? Termină, Phoebe! E destul de strâmt aici și fără să te agiți tu atâta. Mă pregătesc să hrănesc monstrul când o să-l găsim. Poate când o să-l găsesc eu. Suntem pe fundul lacului, doamnă Frizzle. Suntem cât se poate de jos. Wanda! Unde mergi? Ia stați așa, iar urcăm. Ce s-a întâmplat? De ce nu stăm la fund? A fost bine până a plecat Wanda? Desigur! Când a plecat Wanda, am devenit mai ușor. Wanda, întoarce-te! Wanda! Uite, monstrul a prins-o pe Wanda. Trebuie să coborâm iar. Cum? Apa ne împinge în sus. Știu eu, ne mai micșorăm. Mă tem că nu se poate, Ralphie. Butoanele de micșorare sunt defecte. Ne trebuie o greutate. Dar ce? Știu eu. Carlos! Ce face? Lasă apa să intre în pontoane. Pontoanele se umplă cu apă. Acum o parte e mai grea ca cealaltă. Înțeleg ce face. Apa e grea, nu? Mai multă apă, mai multă greutate. Și iarăși coborâm. Bravo, Carlos! Ține-te bine, Wanda, coborâm! Dacă ea găsește monstrul, s-a zis cu mine. Ajută! Dăm drumul! Pleacă! Ei bine, tu ai vrut-o! I-a sărit nasul! Mama a avut dreptate! Nu există niciun monstru! Totul e un fals! Iar eu voi transmite totul la emisiune! Adică tu ai făcut totul? Păi nu aveam de ales, nu? Când îți cade audiența așa cum a căzut a mea, trebuie să găsești un subiect tare ca să o ridici iar! Dar nu e corect!
Nu. Prefer să folosesc termenul de jurnalism creativ. Spune-i cum vrei, că tot nu vei scăpa. Nimeni nu te va crede, tu ești doar un copil. Asta rămâne de văzut. E foarte temperamentală fetița asta. Unde-i Wanda? Și unde e monstrul? Dacă a mâncat-o monstrul. Dar eu voiam să-l hrănesc. Phoebe! Am glumit. Wanda! Uite-o! Ești teafără? Ai găsit dovezile pe care le căutai? Unde este monstrul? Oh, monstrul e un fals! Ce? Adevăratul monstru e Jerry Poveri. I-a înscenat totul ca să-i facă pe oameni să se uite la emisiune. Trebuie să oprim, să spunem adevărul. Adevărul e că pontoanele sunt pline cu apă. Adică suntem la fund. De-a binelea. Stați așa, știm să scufundăm un flotor, nu? Atunci îl putem face să plutească iar. Simplu, mai știți că am devenit ușori când a plecat Wanda? Oh, nu, iar trebuie să ieșim de aici? Continuă, Arnold, cred că ești pe calea cea bună. Păi, mă gândeam că dacă apa din pontoane ne trage în jos, ce s-ar întâmpla dacă am scoate apa cu ceva mai ușor? Și ce anume e mai ușor ca apa? Aerul! Furtunurile sunt conectate! Credeți că vom reuși, doamnă Frizzle? Numai într-un fel putem afla. Începeți să pompați! Merge! Aerul scoate apa afară! Suntem mult mai ușor! Ne ridicăm! Oh, suntem mai ușori și forța apei ce ne împinge în sus e mai mare decât greutatea ce ne trage în jos. Adică putem să oprim pe Jerry Poveri să spună minciuni publicului care nu bănuiește nimic. Nici vorbă, fetiță! Hei, ce s-a întâmplat? Ne-am oprit iar. O, nu! Iar ne scufundăm! Au sărit dopurile și iese aerul! Cum spunea unchiul meu Winsil, ce e aer ca aerul se duce! Uite, e Jerry Poveri! Ce ne facem? Ce ne facem? Ce ne facem? Și acum geniul gonflabil al lui Jerry Poveri se ridică la suprafață. Începe distracția! Sunt Jerry Poveri și transmit în direct de la lacul Walker. Nu are rost! Ne-am dat la fund! Uite! E monstrul lui Jerry Poveri! Se ridică la suprafață! Trebuie să facem ceva! Să scăpăm de greutate! Stați puțin! Ce-ar fi să ne facem mai mari? Mai țineți minte felia de pâine? Făcută gogoloș, s-a scufundat, dar în mod normal plutește. Dacă dezgogoloșim autobuzul, ne facem mai mari, dăm mai multă apă la o parte și ieșim la suprafață. Bună idee, Dorothy! Doamnă Frizzle, poate reușiți pe dinăuntru. S-a făcut, Wanda! Haide, Liz, puneți mușchii în acțiune! Merge! Cu cât e mai mare autobuzul, cu atât mai mult ne împinge afară apa. Nu zău! Facem din el un super flotor! Adu camera, Tim! Am o idee! Imediat! Urcăm! În spatele unui calm aparent, locuitorii din Walkerville sunt cuprinși de teamă. Recentele imagini cu așa numitul monstru au făcut ca reporterul să fie ceva mai sceptic. Hei! Hei! Ce se petrece? Hei! Aparatul meu! Elicopterul meu!
potajul nostru. Gata, Tim? Gata. Da, iată ce a mai rămas din monstrul din lacul Walker. Da, ți-am stricat reportajul, dar trebuia să spunem adevărul. Așa e, trebuie să recunosc, sunteți foarte curajoși. Iar tu ești foarte priceput la filmări. Mulțumesc, Jerry. Salut, mamă! Poate că noi am fost curajoși, dar tu ai greșit cu povestea asta. Datorez niște scuze. Da, da. Ai dreptate, Wanda. Tuturor copiilor și telespectatorilor, îmi cer scuze. Ce bine! Hai să mai vedem imaginile care v-au adus pe voi în emisiunea asta, iar mie mi-au dat ocazia să joc într-un serial de aventuri subacvatice. Cum ați reușit? Știam că monstrul era destul de mare și ușor ca să plutească, așa că trebuia doar să-l dezlegăm. Restul îl cunoști. Monstrul tău a ajuns față în față cu tine. Da, ei, da. Ei, cred că sunteți foarte mândră de ei, doamnă Frizzel. Știi, Jerry, chiar tu spuneai odată, adevărul trebuie să iasă la suprafață. Autobuzul magic? 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 Ne mai putem înscrie? Ei, o forță bună te poate aduce să joci într-un serial? Îmi place industria asta. Alo? Autobuzul magic? Nu, sunt Jerry Poveri. Tu ai jucat în autobuzul magic, nu? Iar acum voi deveni o celebritate. Adio! Stai puțin! Vreau doar să spun că e periculos să te scufunzi dacă nu ești asistat de salvamari. Așa e. Și cu cât sunt mai drăguți, cu atât mai bine. Mulțumesc! Gata? Am plecat! Oh... Să-l las să sune? Nu, nu, poate e agentul meu. Alo? Am văzut episodul în care autobuzul plutea și se scufunda umplând și golind rezervoarele alea mari. E ridicol! De ce? Nu știu cum e cu autobuzele, dar așa reușesc submarinele să treacă de la plutire la scufundare, umplând și golind rezervoarele. Serios? Serios! La revedere! Ei, am luat totul? Oh, nu-mi vine să cred! Alo, spune repede, ce vrei? Pariez că pot face o monedă să plutească. Nu cred! E prea grea și se scufundă orice ai face. Ba nu, trebuie doar să o faci să dea apa la o parte din calea ei. Lovește-o cu ciocanul până devine subțire și plată, iar apoi îndoaie-i marginile ca și cum ai face o barcă. Atunci va pluti. Mulțumesc pentru sfat! Îți mulțumesc și ție, Liz! Pa, pa! Au dublat în limba română actorii Geodinescu, Oana Rusu, Ileana Iurciuc, Anca Sigmirean, Florian Silaghi, Corina Cernea, Alexandru Rusu, Richard Balint, Linda Gheorghi, Marius Damian, Petre Ghimbășan. Traducerea și adaptarea, Marcel Negrău. Regia, Geodinescu și Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat de Zone Studio Oradea. Puneți-vă centurile! Mai bine rămâneam acasă astăzi. Ce frică? Tot ce trebuie să știi, da, tot ce trebuie să știi.
cu mine te voi lua. Hai vino, nu te speria, încă n-am ajuns. Aventura ne așteaptă, limite n-avem. Și te uiți uimit, fiindcă-n viața ta asta n-ai mai întâlnit. Te așteptăm pe tine, hai cu mine. Marea e albastră, o vezi în fine. Vezi un curcubeu, să nu-l observi e greu. Să zburăm spre zare, să zburăm spre zare. Aventura ne așteaptă, limite să nu avem. Și te uiți uimit, fiindcă în viața ta asta n-ai mai întâlnit. Te așteptăm pe tine, hai cu mine. Cu mine te voi lua, hai vino. Autobuzul magic, urcușuri și coborâșuri. Dimineața și bun venit la ediția de weekend a emisiunii Față în Față. Este singura emisiune care pune întrebarea: ce se petrece aici? Sunt gazda dumneavoastră, Jerry Poveri. O știre de ultimă oră, monstrul din lacul Walker a ieșit iar la suprafață. Oh, mama, hai repede, s-a întors monstrul. Oh, trebuie să-l văd. Iată o fotografie cu monstrul care a reapărut azi dimineață. Oh, ireal! Perfect adevărat, Wanda! Jerry Poveri ar face orice pentru o știre, chiar și să inventeze totul. Dar dacă monstrul există cu adevărat? Dacă eu, Wanda Lee, voi fi prima persoană care ia legătura cu monstrul? Oh, oh nu! Toți au ajuns înaintea mea. Cum se face că monstrul n-a ieșit încă? Poate a ieșit că era foame. Poate, Phoebe. Dar dacă eu aș fi monstru, n-aș ieși la suprafață pentru o biată banană. Da, dar dacă e foame, trebuie să-l hrănim. Dacă nu vine el după banană, trimit banana la el. Oh, nu! Banana plutește. Nu-i nimic. Îmi place mai mult banana split. Carlos! Dacă nu-l pot face pe monstru să vină aici, trimit camera la el. Hei, camera mea plutește. Cine ar fi crezut? Dacă vrem să vedem monstrul, ar fi bine să transformăm obiectele plutitoare în scufundătoare. Mai bine să folosim aluatul mamei în locul bananei. Se scufundă ca o piatră. L-ați văzut? L-ați atins? Unde ai fost? Am crezut că vei fi prima aici. Da, dar am să fiu prima care coboară la el. Mă duc pe fundul lacului după monstru. Știu și eu, Wanda. Ce vă zice doamna Frizzle? E weekend, Phoebe. Nu e școală, nu e doamna Frizzle. Uite, uite, vine spre noi! Monstrul! Bună dimineața, copii! Doamna Frizzle! Ce plăcut e în notul de dimineață! Și dumneavoastră căutați monstrul! Păi dacă nu cauți, nu vei vedea niciodată. Și ce nu vezi, nu poți găsi. Pare a fi gata de scufundare. Ai ceva să ne spui? Jerry Poveri a prezentat o fotografie cu monstrul. Cred că e adevărat. Fotografiile pot fi trucate. Ca să dovedești că e real, ai nevoie de dovezi și n-avem nimic. Și spune-mi, ce faci când nu există dovezi? Mergi acasă? Nu, le cauți. Mă duc singură după monstru. Atenție! Alarmă! Alarmă! Nu intrați în apă! Repet, nu intrați în apă! Hei, e Jerry Poveri! Alte noutăți despre monstrul din lacul Walker în următoarea emisiune Față în Față. Ați auzit ce am spus? Nu intrați în apă! Întoarceți-vă acasă! Ia stai puțin, nu e lacul ei. Putem căuta monstrul dacă vrem. Nu-i așa, doamnă Frizzle? Ba mai mult, ne putem asuma riscuri, face greșeli și uda. Hei, mi se pare mie sau asta sună excursie? Propun o expediție subacvatică să aflăm adevărul și numai adevărul despre acest monstru. Minunată idee, Wanda! Haide, Lizzie! Wow!
Excelent! Frumos! O excursie subacvatică! Gata de scufundare, doamnă Frizzle! Gata, dar incapabil, Wanda! Of, scufundătorul e ruginit! Cineva a uitat să spele punta și să șteargă maneta ultima dată! Fără ea nu ne putem scufunda, cel puțin nu automat. Dar trebuie să coborâm, e șansa noastră de a face istorie. De a deveni istorie. Ah, cum spunea unchiul Wilbur, poți duce autobuzul la apă, dar nu-l poți scufunda. Ba putem, doamnă Frizzle, sigur există o cale. Să vedem, banana plutește și piatra se scufundă. Sunt la fel de mari. Dar banana e ușoară, iar piatra e grea. Dacă un obiect e greu, el se scufundă. Ce face banana legată de piatră? Excelent, Phoebe! Greutatea pietrei a scufundat banana. Hei, monstrule, ora mesei! Asta e! Monstrul? Unde? Cum arată? Nu monstrul, greutatea. Așa o să ajungem pe fundul lacului. Cât mai trebuie să umplem? Cât să scufundăm autobuzul? Hei, Wanda! Încă puțin și avem destulă greutate. Cred că ajunge. Păzea, veni! Repede! Îmbarcarea în ultimul autobuz ce se scufundă! Jos, jos! Se scufundă, se scufundă, scufundat! Am cam miroase. Puneți-vă centurile! Mai bine rămâneam acasă astăzi. Ți-e frică? Tot ce trebuie să știi, da, tot ce trebuie să știi, cu mine te voi lua, hai vino, nu te speria. Încă n-am ajuns, aventura ne așteaptă, limite n-avem. Și te uiți uimit, fiindcă în viața ta asta n-ai mai întâlnit. Te așteptăm pe tine, hai cu mine. Marea e albastră, o vezi în fine. Vezi un curcubeu, să nu-l observi e greu. Să zburăm spre zare, să zburăm spre zare. Aventura ne așteaptă, limite să nu avem. Și te uiți uimit, fiindcă în viața ta asta n-ai mai întâlnit. Te așteptăm pe tine, hai cu mine. Cu mine te voi lua, hai vino. Autobuzul magic, urcușuri și coborâșuri. Dimineața și bun venit la ediția de weekend a emisiunii Față în Față. Este singura emisiune care pune întrebarea: ce se petrece aici? Sunt gazda dumneavoastră, Jerry Poveri. O știre de ultimă oră, monstrul din lacul Walker a ieșit iar la suprafață. Oh, mama, hai repede, s-a întors monstrul. Oh, trebuie să-l văd. Iată o fotografie cu monstrul care a reapărut azi dimineață. Oh, ireal! Perfect adevărat, Wanda! Jerry Poveri ar face orice pentru o știre, chiar și să inventeze totul. Dar dacă monstrul există cu adevărat? Dacă eu, Wanda Lee, voi fi prima persoană care ia legătura cu monstrul... Oh! Oh, nu! Toți au ajuns înaintea mea. Cum se face că monstrul n-a ieșit încă? Poate a ieșit că era foame. Poate, Phoebe, dar dacă eu aș fi monstru, n-aș ieși la suprafață pentru o biată banană. Da, dar dacă e foame, trebuie să-l hrănim. Dacă nu vine el după banana, trimit banana la el. Oh, nu! Banana plutește! Nu-i nimic! Îmi place mai mult banana split. Carlos! Dacă nu-l pot face pe monstru să vină aici, trimit camera la el. Hei, camera mea plutește. Cine ar fi crezut? Dacă
Dacă vrem să vedem monstrul, ar fi bine să transformăm obiectele plutitoare în scufundătoare. Mai bine să folosim aluatul mamei în locul bananei. Se scufundă ca o piatră. L-ați văzut? L-ați atins? Unde ai fost? Am crezut că vei fi prima aici. Da, dar am să fiu prima care coboară la el. Mă duc pe fundul lacului după monstru. Știu și eu, Wanda. Ce vă zice doamna Frizzle? E weekend, Phoebe. Nu e școală, nu e doamna Frizzle. Uite, uite, vine spre noi! Monstrul! Bună dimineața, copii! Doamna Frizzle! Ce plăcut e în notul de dimineață! Și dumneavoastră căutați monstrul! Păi dacă nu cauți, nu vei vedea niciodată. Și ce nu vezi, nu poți găsi. Pare a fi gata de scufundare. Ai ceva să ne spui? Jerry Poveri a prezentat o fotografie cu monstrul. Cred că e adevărat. Fotografiile pot fi trucate. Ca să dovedești că e real, ai nevoie de dovezi și n-avem nimic. Și spune-mi, ce faci când nu există dovezi? Mergi acasă? Nu, le cauți. Mă duc singură după monstru. Atenție! Alarmă! Alarmă! Nu intrați în apă! Repet! Nu intrați în apă! Hei! E Jerry Poveri! Alte noutăți despre monstrul din lacul Walker în următoarea emisiune față în față. Ați auzit ce am spus? Nu intrați în apă! Întoarceți-vă acasă! Ia stai puțin! Nu e lacul ei! Putem căuta monstrul dacă vrem! Nu-i așa, doamnă Frizzle? Ba mai mult! Ne putem asuma riscuri, face greșeli și uda! Hei, mi se pare mie sau asta sună excursie? Propun o expediție subacvatică să aflăm adevărul și numai adevărul despre acest monstru! Minunată idee, Wanda! Haide, Lizzie! Excelent! Frumos! O excursie subacvatică! Gata de scufundare, doamnă Frizzle! Gata, dar incapabil, Wanda! Of, scufundătorul e ruginit! Cineva a uitat să spele punta și să șteargă maneta ultima dată! Fără ea nu ne putem scufunda, cel puțin nu automat. Dar trebuie să coborâm, e șansa noastră de a face istorie. De a deveni istorie. Ah, cum spunea unchiul Wilbur, poți duce autobuzul la apă, dar nu-l poți scufunda. Ba putem, doamnă Frizzle. Sigur există o cale. Să vedem, banana plutește și piatra se scufundă. Sunt la fel de mari. Dar banana e ușoară, iar piatra e grea. Dacă un obiect e greu, el se scufundă. Ce face banana legată de piatră? Excelent, Phoebe! Greutatea pietrei a scufundat banana. Hei, monstrule, ora mesei! Asta e! Monstrul? Unde? Cum arată? Nu monstrul, greutatea! Așa o să ajungem pe fundul lacului. Câte mai trebuie să umplem? Cât să scufundăm autobuzul? Hei, Wanda! Încă puțin și avem destulă greutate. Cred că ajunge. Păzea, venim! Repede! Îmbarcare în ultimul autobuz ce se scufundă! Jos, jos! Se scufundă, se scufundă, scufundat! Am cam miroase a pește excursia asta! Carlos! Aveai dreptate, Phoebe. O greutate suplimentară te scufundă imediat. Crezi că monștrilor din apă le plac untul de arahide și jeleul? Nu știu. Dacă tu îl hrănești, eu îl filmez. O să ne scufundăm atât de adânc, că
când vom ajunge atât de adânc, scufundarea se va termina, Arnold. Se pare că am concurenți. Dar nu pentru mult timp. Ce e asta? Pierdem greutățile. Oh, nu! Ne ridicăm la suprafață. Așa e, Phoebe. Simți cum ne împinge apa în sus? Sus? Sus! Nu-i așa că e minunat să plutești? Nu! Să te scufunzi e minunat! Nu vreau să plutesc! Ha, nimeni nu-mi strică mie reportajul! Mai ales o gașcă de copii! Sentiment de ușurare. Apa împinge, nu glumă. Dă apa la o parte și ea va reveni la loc. Forța de împingere a apei ne face să plutim. Trebuie să găsim monstrul, doamnă Frizzle. Trebuie să ne scufundăm. Unchiul meu, Vern, spunea odată: există multe moduri de a scufunda un flotor. Willis? Ce ne facem? Poate dacă pun destule pietre aici și sigilez totul, camera se va scufunda. Zâmbește, monstrule!